Le-au secat fântânile și erau nevoiți să-și procure apă cu cisterna. Vorbim despre oamenii din satul Dărcăuți din raionul Soroca, unde lipsa apei potabile era cea mai acută problemă în localitate. Acum, prin contribuția programului național, satul european a fost construit un apeduct, iar cei peste 1200 de locuitori, precum și 6 instituții publice din sat, se pot bucura de apă la robinet. Silvia Streichi are 70 de ani și era nevoită să care apă cu căldare de la o fântână mai îndepărtată. În sat, practic, toate fântânele sunt secate, iar oamenii cumpărau apă și o aduceau cu cisternele. Căram apă și la păsări am păsări și de băut încă de la păsări luam din fântâna noastră. Dar era tot cu mârță. Prima căldare era bună, da, a doua când scotem, gata, n-aveam. La păsări era bun, dar de băut nu putem să bem. Da, acum foarte bine. Și mă bucur, ia că este apă în casă, nu mă duc la fântână. Da, ieșa, repede am dat drumul. Un proiect european, tare mult l-am așteptat să-mi dea apă în casă. Poate cât de leneș și. Ia că te-ai dus, ai luat o cană de apă și gustoasă, la un ceas, la o mâncare. Ba, dar prosi, și așa ne-a dat Dumnezeu și europeanul ne-a făcut apă să avem în casă. În situația mătușii Silviei erau toți locuitorii satului. Acum, când apa curge gârla, cele mai bucuroase sunt gospodinele. Foarte greu ne era fără apă. Soțul sâmbătă și duminică, când era acum, adică ne aducem butoaie așa pentru spălat, din fântână ne ajunge numai pentru mâncare. Dacă spălam mai mult, se termina apa din fântână. Avem de acum mașini automate, avem apă la robinet și suntem mulțumiți și e ușor. Ne simțim ca în Europa, acum astea e toate posibilitățile cu apă, e apă caldă și apă rece, suntem și noi în rând cu lumea. Acest proiect european este binevenit la noi în sat, suntem bucuroși, suntem mulțumiți. Cu o investiție de aproape 10 milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională Local a fost finalizat proiectul de construcție a sistemelor interne de aprovizionare cu apă în localitate. Au fost construiți peste 17 km de apeduct. Era o lipsă acută a surselor de apă, oamenii erau nevoiți să aducă apă de la mari depărtări, la satele vicine, Oclanda și Iarova, și era de toate izvoarele care le mai găseau pe dealuri și credeți-mă că luau apă din niște surse necontrolate. În sfârșit, cu acest program, satul european s-a scos contribuția care la proiectele de așa valoare era imposibil de achitat cu suportul bugetului primăriei, care este unul foarte modest. Până în prezent, în 64 de localități din țară au fost construite rețele de apeduct și canalizare prin intermediul programului Satul European. Pentru modernizarea infrastructurii de apă și canalizare au fost aprobate 155 de proiecte dintr-un total de 497. Dintre acestea, 279 au fost deja finalizate. Termenul de realizare a tuturor proiectelor s-a prelungit până la sfârșitul lunii iunie anul curent.